Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Domnul Filip, puteți începe ședința. Bună ziua! Suntem în ședință extraordinară. Ordinea de zi a fost comunicată, materialele la fel. Comisiile au avut loc și sunt cu avize fiecare material în parte. Rugămintea să ne spunem prezența. Andreea Săruna, mulțumesc! La ședință sunt prezente 19 persoane, deci este unanimitate. Care doamna Rinica este doar audio, da? E pe telefon. E regulă. Mulțumesc, să intrăm pe ordinea de zi. Cine e de acord cu ordinea de zi? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Doamna, mulțumesc frumos. Doamna Stan, vă rog să vă exprimați votul. Doamna Stan, ordinea de zi? Pentru. Domnul Ioniță și domnul Luca. Nu vă vedem. Pentru sunt. Da, interesant. Și domnul Luca? Cu ce? Domnul Luca? Domnul Luca are microfonul închis. Până revine domnul Luca, puteți să treceți mai departe. Deci mergem mai departe. Consemnăm faptul că sunt 18 pentru și unul care n-a reușit să-și exprime votul. Mulțumesc frumos! Să intrăm pe punctul 1, proiectul numărul 1 din ordinea de zi. Este proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 12.782.770 de lei, în conformitate cu prevederea articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 83/2021, precum unele măsuri financiar-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului. Materialele au fost prezentate, rapoartele de oportunitate au fost prezentate. Dacă sunt comentarii, dacă eventual niște explicații suplimentare, consideră domnul viceprimar, domnul Dragoș, să le dați. Dacă sunt întrebări și sau discuții pe marginea subiectului, mulțumesc. Dați-mi voi economică, având în vedere că există această ordonanță de urgență care a căror trei norme de aplicare au fost publicate abia după 20 august. Venim în ședință cu modificarea de hotărâre prin care am aprobat deja o schemă pentru împrumutul pe zona comercială, pentru a ne putea alinia la ordonanța de urgență care ne permite un împrumut pentru proiectele pe fonduri europene, pentru asigurarea cofinanțărilor și eligibile prin trezorerii statului. Împrumut care, după ce au fost publicate normele de aplicare, s-a ajuns la concluzia că este mai avantajos. Până la finalizarea procedurii pe zona comercială, avem toate șansele, mult mai rapid și mult mai ieftin și avantajos din punct de vedere financiar, să accesăm banii din trezoreria statului. Dacă sunt întrebări? Deci să înțeleg că împrumutul este din trezorerie. Da, venim cu local pentru a ajusta prevederile, adică ajusta hotărârea inițială pe care am dat-o înainte pentru accesarea unor fonduri de la bănci comerciale, ca să putem merge pe trezoreria statului în condiții mai bune și mult mai rapid de accesat. Ați văzut că ședința trecută, noi, Peru, v-am propus întâi să mergeți la trezorerie.
Dacă mergeați întâi la trezorerie și aflați ce ați aflat acum, nu mai veneam să facem hotărârea aia care nu are niciun rost acum. Dacă permiteți, Ordonanța e din august. la momentul respectiv, normele de aplicare pentru ordonanța de urgență care prevedea împrumuturile pe trezorerie nu erau publicate. Normele au fost publicate după 20 august, mi se pare că 20 sau 21 august, moment în care am știut exact forma impusă de ordonanța de urgență a hotărârii de Consiliul Local și sumele care pot fi solicitate pentru direcții specifice pe proiectele pe fonduri europene. De aceea am demarat procedura pe zona comercială. Domnul Miron, care este prezent și în această ședință, în momentul în care a avut acces la normele de aplicare pentru trezorerie, a refăcut documentația ca să putem merge pe trezorerie. Și eu am o întrebare. Vă rog. Aș vrea să știu care este gradul de îndatorare a primăriei înainte de acest împrumut, adică care este valoarea împrumuturilor la zi. Gradul de datoria publică la această oră, domnul Miron, poate mă ajutați dumneavoastră puțin cu informația 12 exactă. milioane 800. Este prevăzut în raportul de specialitate. 11 milioane 800 și ceva. Ok. Asta e cifra absolută, raportul este deductibil. Ne încadrăm ca datorie publică Corect, la corect. Avem la. Alte întrebări? Mulțumesc frumos, cine este pentru? Abțineri. Abțineri? Abțineri domnul Menabid, domnul Marinescu, domnul Iorguș, domnul Foleanu, doamna Canea, domnul Dumitrașcu, domnul Bănceanu, domnul Tanasă. 8. 8. Împotriva? Mulțumesc frumos! Voturi pentru doamna Stan. Pentru, s-a pronunțat pentru. Dacă nu mă vedeți, Ionită, sunt pentru. Regulă, mulțumesc frumos. Voturi Trecem la punctul 2. pentru abțineri. Carme? 11 voturi pentru și 8 abțineri. Mulțumesc, doamna secretar. Punctul de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între UAT Municipiul Mangalia și UAT-ul Orașul Bușteni. Este un protocol care e de durată într-o istorie mai veche între noi și Orașul Bușteni. Au avut materiale. Cine este pentru? Dacă îmi permiteți, domnișoară, domnul secretar, eu mă retrag de la vot că s-ar putea să fie un interes patrimonial aici. Poate vă dă pe în cap să mă trimiteți în delegație și eu îmi votez acum un interes personal. Este vorba despre Da, ok, deci nu. interinstituțională. Nu puteți la vot. Deci mă retrag de la vot. Alegerea dumneavoastră. Eu votez pentru că nu merg la Bușteni. Alte intervenții? Mulțumesc frumos. Cine este pentru? În afară de domnul Menezic. Doamna Stan? Doamna Stan e pentru? Abțineri? Nu se aude, doamna Stan. A zis da. Am spus. Ai auzit? Mihai. Pe română. Abțineri? Abțineri? Împotriva? De menționat neparticiparea la vot din Domnul Ioniță? Pentru. Și domnul Luca? Pentru. Deci avem 18 voturi pentru. Și domnul Ozi, care probabil o să-l consemnez, abținere. Nu, neparticipare la vot, domn. V-am cerut. Nu are rubrica de participare la vot.
Vă mulțumesc frumos, o zi frumoasă, numai bine! La revedere, o zi bună! Pe tare, numai bine! Bine, numai bine!